mulțumesc pentru prezență și în numele dumneavoastră vreau să spun tuturor celor prezenți astăzi în sală un bun venit și să le mulțumesc pentru faptul că ne întâlnim într-un asemenea context de care cu siguranță se va vorbi mult timp de astăzi înainte. Doamnelor și domnilor, îmi revine plăcuta misiune de a moderea această activitate în care vom prezenta o serie întreagă de publicații și lucrări legate de județul Gorj în perioada Primului Război Mondial și de asemenea de a prezenta și alte lucrări apărute în ultima perioadă cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și al Comisiei Centenar din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu pe care o coordonez. Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să vă urez un sincer la mulți ani, având în vedere faptul că în aceste zile Municipiul Târgu Jiu aniversează zilele sale cam fiecare an, zilele Municipiului Târgu Jiu. Și să vă mulțumesc și pentru prezența la alte activități la care ați participat în ultima perioadă. Vă fac precizarea și aș vrea să știți la început că evenimentul este transmis în direct de televiziunea TV Sud, televiziunea locală. Vă mulțumesc pe această cale și mulțumesc și reprezentanților mass media locale care au arătat interes vis-a-vis de acest eveniment. Cu permisiunea dumneavoastră, voi prezenta desfășurătorul evenimentului. Vom începe cu prezentarea și lansarea numărului 2 al revistei de literatură, artă și istorie culturală Spicon, coordonatul de Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni, Alexandru Dobu Șerban. Va avea o intervenție aici domnul președinte al acestei asociații, domnul Victor Troacă și cel care se ocupă de proiect în amănunt, domnul Viorel Sudoi. De asemenea, la punctul următorul panel, vom discuta despre aparițiile editoriale susținute, propuse și susținute de Comisia Centenar din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, apărute cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Municipiului Târgu Jiu și salut pe această cale și prezența în sală a doamnelor și domnilor consilieri locali, cărora le mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru bugetul acordat acestei comisii. Sperăm să vă mândriți cu ceea ce vom propune în continuare și vom realiza în programul centenar 2018. Se va discuta la acest panel despre două apariții editoriale. Este vorba de lucrarea care a fost lansată deja a profesorului Gheorghe Nitifor, Regina Maria Întrecitoarea de Neam. Va fi o prezentare făcută de domnul profesor Cornel Șunucu și, cu siguranță, motivul principal pentru care a existat atâta interes pentru a fi împreună astăzi este vorba de cartea de lucrarea domnului profesor Gabriel Sarcină, care este aici lângă mine și căruia îi mulțumesc pentru munca depusă, o să vorbim la momentul respectiv. Este vorba de lucrarea mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial, documente care se găsesc în arhivele naționale la Serviciul Județean Gorj. Fiecare dintre dumneavoastră a primit lucrarea în format electronic și, de asemenea, ați primit o hartă din vremea respectivă, o hartă realizată de Armata Germană și Armata Austro-Ungară, o hartă a județului Gorj, cu foarte multe detalii, realizată cu precizie militară. La un interviu a spus că e realizată cu precizie germană și mi-au zis că asta nu mai e valabilă cu precizia germană, mai ales la noi în România, deci să folosesc termenul de precizie militară. Am înțeles și voi folosi acest termen de precizie militară în continuare. Vă propun ca după această prezentare a lucrării domnului Sarcină să
Discutăm despre, foarte scurt, despre proiectele de viitor ale Comisiei Centenar, proiecte aprobate în Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, despre ce apariții editoriale urmează să susține și vom încheia cu un film documentar de 20 de minute despre comisarul Popilian, eroul de la Târgu Jiului, un film documentar realizat cu sprijinul documentelor puse la dispoziție de domnul Ion Țărlea, căruia îi mulțumesc și pentru faptul că a găsit această hartă. Și, bineînțeles, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, filmul fiind prezentat și dedicat lucrătorilor din Poliție, din Ministerul Afacerilor Interne, chiar de Ziua Poliției Române. Cu permisiunea dumneavoastră, vom intra în ordinea de zi și rog domnul Victor Troacă să ne adreseze câteva cuvinte despre revista Spicon, o revistă de care i-am spus de la primul număr că avem nevoie în județul Mașu. Te vă spun de logică mai spune dumneavoastră. Domnule viceprimar, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc frumos pentru onoarea ce ne faceți de a deschide într-un fel acest eveniment deosebit. Suntem deosebit de bucuroși, noi cei de la Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni, pentru faptul că în acest moment lansăm numărul 2 al revistei noastre de literatură, arte și istorie culturală, deci numărul 2. Asociația noastră, așa cum îi spune și numele, se ocupă de, sau reunește o grămadă de o serie de cercetători și autori de carte din județul Gorj, iar după câțiva ani de activitate ajung la concluzia că s-a maturizat și a trecut la un pas sau la patrul la pasul următor, acela de a scoate această revistă. Eu sunt foarte bucuros pe acest lucru și vreau să adresez mulțumiri deosebite primăriei Târgu Jiu pentru faptul că a acceptat să includă în programul manifestărilor domnilor lor și acest eveniment, pe această lansare, și trebuie să mai menționez faptul că le mulțumesc foarte mult pentru faptul că această revistă a apărut cu acest prilej datorită sprijinului pe care l-am primit din partea dumnealor. De asemenea, doresc să adresez mulțumiri deosebite echipei redacționale și principală lui Viorel Surdoiu, care s-a ocupat de revistă, și în ultimul rând doresc să adresez mulțumiri și felicitări celor care și-au încredințat scrisul dumnealor asociației noastre și au acceptat să apară în pagina acestei reviste. Sperăm ca activitatea noastră să fie mult mai vizibilă și în viitor și vreau să mai spun faptul că această revistă este deschisă nu numai membrilor asociației noastre, ci este deschisă tuturor celor care doresc să comunice cu concetățenii și cu locuitorii județului Gorj pe temele circumscrise tematicii revistei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți prezenți aici și vă urez toate cele bune. Vă mulțumesc, domnule Victor Troacă, președintele Asociației Alexandru Șerban, și ofer cuvântul domnului Viorel Surdoiu. Despre revista
continuăm cu aparițiile editoriale susținute de Comisia Centenar. Sunt până acum două la număr. Și așa cum am menționat și la început, voi aborda cuvântul domnului profesor Gheorghe Șoncu, Cornel. Cornel Șoncu, care m-a vorbit despre Gheorghe Nichifor, deci nu era o mare așa. Nu, pentru, pentru a prezenta lucrarea domnului profesor Gheorghe Nichifor. Da, bună ziua, mulțumesc de această oportunitate. Trebuie spus că această carte a fost lansată în 27 martie, atunci când Burjul a fost capitala istoricilor din toată țara, cu ocazia sărbătoririi Unirii Basarabiei cu România. A fost prima carte apărută în colecția lansată de Comisia Centenar, cu sprijinul Consiliului Local. Ea se numește Maria, Regina Întregitoare de Țară și Neam, spuneam, semnată de domnul Gheorghe Nichifor, apropo de încurcăturile de prenume. Trebuie spus că această lucrare s-a constituit într-un eveniment, nu numai prin prisma evenimentului, ci și, să zicem așa, reverberațiile după lansare. A fost extrem de bine primită, mai ales, și vorbeam cu foarte mulți dintre colegii de istorie, pentru că a venit un stil nou, în sensul că mult mai publicistică, mult mai adaptată la cititorul contemporan. Subiectul, drag domnului profesor, având în vedere că era la a doua încercare pe acest subiect, a fost extrem de atrăgător. Ce vreau să vă spun, această carte a și pătruns foarte bine, prin efortul Consiliului Local a ajuns la foarte mulți dascăli de la foarte mulți dintre participanții la acel eveniment și, cum spuneam, s-a bucurat de un real succes, de așteptat până la urmă, pentru că vorbim de unul dintre cei mai importanți istorici ai Gorjului și cu o operă destul de importantă în spate. Vorbind strict despre cartea dedicată Reginei Maria, cred că a fost foarte bine că această colecție a început cu această lucrare, pentru că personajul istoric invocat în această carte are o contribuție foarte importantă la centenar. Cum la fel de bine, această carte a deschis, să spunem așa, calea pentru cea de-a doua care o lansăm astăzi. E vorba de lucrarea de documente despre primul război mondial, aparținând profesorului Gabriel Sarcină, pentru că centenarul n-ar fi fost posibil fără participarea României la primul război mondial, războiul de întregire națională, și fără jertfa de atunci. Însă, dacă ar fi să privim acum la personajele politice care au avut un rol deosebit de important atunci, cu siguranță, și vedem în această carte a domnului Gheorghe Nichifor, personajul care se detașează este Regina Maria, cu toate cele făcute pentru țară. De fapt, avem regele Ferdinand și, să spunem așa, realizările sale. De acum se spune, în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică, și aici s-a văzut cazul Reginei Maria. Această carte demonstrează toate aceste lucruri, aduce în actualitate foarte multe, să spunem așa, lucruri care apăruseră în presă și multe bârfe sunt aduse în realitate, sunt explicate și avem un personaj uman, dar în același timp un personaj care a influențat istoria națională. Cu siguranță ce vă spun eu acum este o invitație la lectură. E o carte care mi-a plăcut foarte mult și în același timp vreau să vă spun că poate plăcea atât iubitorului de istorie, fascinat de știința istorică, cât și, să zicem așa, celor care vin mai rar în contact cu istorie. De fapt, place și prin faptul că vedem de o Regina Maria pe care o putem regăsi cumva în personajele de astăzi, ale vremii, cu bunele și cu relele, efectiv, parcă ai vedea într-un ziar că nu știu ce s-a întâmplat despre personajul respectiv. Deci, rămân la părerea că a fost cea mai bună deschidere de colecție și o invitație la lectură și cu siguranță o să vă spună domnul viceprimar de programul Comisiei Centenar în viitor, apropo de editările de cărți, este un program extrem de curajos, extrem de complex,
și o să vedeți despre ce lucrări este vorba pentru acest an și, de fapt, anii următori, pentru că, după cum știți, centenarul este 2018-2020, cum s-a hotărât la nivelul Ministerului Culturii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor! Doamnelor și domnilor, vom prezenta în momentele care urmează lucrarea domnului profesor Gabriel Sarcină. Din nou vreau să fac precizarea, fiecare dintre dumneavoastră o regăsiți în format electronic. Primăria a susținut o apariție, a susținut această apariție editorială într-un număr mai redus de volume, care intenționăm să ajungă la fiecare instituție din municipiul Târgu Jiu, la bibliotecile școlare în primul rând. Sper că, văzând această lucrare, primăriile din județul Gorj și alte instituții de cultură, în mod special, să achiziționeze de la editură această lucrare. Probabil generațiile următoare, peste 100 de ani, vor lua capul să o reediteze, cu acordul autorului, bineînțeles. Permiteți-mi să îi ofer cuvântul domnului profesor doctor istoricul Gheorghe Nichifor. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face mare plăcere să particip la această lansare de carte. Cu ani în urmă aveam o emisiune care se numea Carte de istorie cinste puitea scris la Radio Omega. An bun! Era o emisiune iubită, îndrăgită, pentru că popularizarea istoriei, într-o manieră nouă, era într-o fază de pionierat. Motiv pentru care aș începe discuția noastră cu aceeași afirmație. Carte de istorie, și este vorba de mărturii despre județul Gorj în primul război mondial, documente 1916-1919, volumul 1, atenție, carte cinste cui te-a scris, este vorba de domnul profesor Gabriel Sarcină, colegul nostru al profesorilor de istorie care suntem aici. Pe lângă dumneavoastră, cei care sunteți la această masă, eu aș vrea să salut din inimă și prezența elevilor aici, conduși de distinsul nostru coleg Elvis Istudorescu, profesor de istorie la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, care, iată, este însoțit de elevii domniei sale, dar și de ai mei, la această lansare de carte. Aș vrea să plec de la un lucru extrem de simplu. Și anume acela că, în ceea ce privește istoria, oamenii se împart în două categorii. Iubitorii de istorie, deci cei care citesc istoria, iubitorii de trecut, și cercetătorii. Iubitorii pun foarte multă inimă în ceea ce fac. Cercetătorii pun la contribuție inteligența și rațiunea. Dacă lucrarea pe care a prezentat-o domnul profesor Șomcu, care mi-aparține, se adresează și inimii și rațiunii, această carte pe care eu vă prezint în momentele de față se adresează înainte de toate cercetătorilor. Și este un lucru de la care trebuie să plecăm din start. Prin urmare, cei care sunt neavizați trebuie cumva sfătuiți ce trebuie să facă. Să-și adâncească lectura în ceea ce privește primul război mondial. Întrucât este o carte de documente, de izvoare istorice, cum le spunem noi. Izvoarele istorice stau la baza scrierii istoriei. Izvoarele istorice sunt edite și inedite. Cele 967 de documente pe care le prezintă colegul nostru sunt în cea mai mare parte inedite. Și vreau să-i felicit pe colegii de la
arhivele județului Gorj. Noi am lucrat împreună acolo, ne-am tot întâlnit și cu autorul, pentru profesionalismul de care dau dovadă când noi, cei care dorim să descoperim misterele istoriei Gorjului, ne sunt atât de aproape. Vreau să le mulțumesc și să-i felicit pentru această atitudine colegială și în numele autorului acestei cărți și în numele celorlalți colegi care zăbovesc pe la filiala noastră. Spuneam că sunt aici 967 de documente, cuprinzând un interval de 3 ani, 1916-1919. Pentru că războiul de reîntregire națională nu s-a sfârșit cum s-a studiat până deunăzi, în 1918, mă refer la români. El a continuat și după 1918, prin campania din Ungaria, la care noi am participat și unde, într-adevăr, am făcut istorie. Ceea ce face colegul nostru aici, prin această carte alcătuită după toate rigorile științifice, face o pregătire a noastră, a celor care dorim să aprofundăm un moment extrem de important al existenței noastre naționale. Și anume, 1 decembrie 1918. Și acum, fără să insist foarte mult, pentru că am mai făcut-o astăzi într-un anume context, aș vrea să pornim de la un lucru foarte discutat în ultima vreme, în acest an centenar. Există voci, eu le-aș spune neserioase, care pun într-o lumină nefavorabilă acest moment important din istoria neamului nostru. Și dumneavoastră ați văzut. Există chiar personaje, să nu le spun altcumva, care ar dori să se treacă totul sub o tăcere inexplicabilă. Pornind de la faptul, vezi, Doamne, că Marea Unire din 1918 a fost un dar al marilor puteri către noi, că am avut vecini slabi, că am avut norocul să participăm la război alături de Antanta și inspirația de a reintra în război după ce am încheiat o pace cu puterile centrale. Toate acestea, sigur, până la un anume moment, am putea să le luăm în calcul. Dar eu aș vrea să introducem în discuție un personaj istoric fundamental care este cheia explicației succesului neamului românesc din 1918. Și acest personaj nu este nimeni altul decât românul. Oare să uităm că românii locuiesc de la Nista, de la Nistru până la Tisa și din nordul Bucovinei până în peninsula balcanică? Să uităm că vorbesc aceeași limbă? Graiurile sunt elemente care îi diferențiază pe unități de relief și atâta tot. Să uităm că au aceeași biserică, biserica ortodoxă, aceleași tradiții, aceleași obiceiuri, că Badea Hârțan ducea cărțile de o parte și de alta ale Carpaților, mergând chiar mai departe până la Roma? Unde este acest personaj când există asemenea atitudini? Este foarte clar. Marile puteri nu ne-ar fi dăruit o Românie mare așa de dragul de a face un cadou românilor. Nu. Exista conștiința istorică că acest neam este un neam unitar și îi lipsește nimic altceva decât statalitatea proprie. Și lucrul acesta l-au făcut marile puteri într-o manieră legală. Căci ce este mai important pe lumea aceasta decât legea? Și legea aceasta a fost aplicată la conferința de pace de la Paris,
când prin tratate acceptate și de către învinși și de către învingători, se consacra înfăptuirea unui ideal. E bine, iată, românul acesta, și nu orice român, românul din Gorj, apare în documente. Stimați prieteni, în ultima vreme se face abuz de sursele orale. Sunt extrem de importante și ele. Dar documentele sau izvoarele cele mai importante pentru a rescrie trecutul este reprezentat de cel care se găsește în arhivă. De documentul scris. Motiv pentru care a existat și o autentică școală în istorie, în istoriografia noastră. Școala aceasta se numește Școala Critică și a funcționat la sfârșitul veacului XIX și celui de-al XX-lea, având în centru o triadă, triadă condusă de Nicolae Iorga. Mai era acolo și Dimitrie Onciu și Ioan Bogdan. Trei istorici mari care spuneau foarte exact, înapoi la documente, dacă vrem să scriem istorie. Ei, dacă vrem să scriem istoria gorjenilor, în ceea ce privește rolul lor în înfăptuirea idealului național, în mod automat trebuie să ne referim la această lucrare pe care eu vă prezint cu mult drag și din toată inima. Calitatea, ca și a mea, să fiu sincer, în care este prezentată publicului de către o editură care ne este dragă nouă gorjenilor, este vorba de editura Măiastra, nu știu dacă este aici domnul Cinciulescu, și de tipografia pe care dumnealui o conduce, este ireproșabilă. Aș vrea să vă spun că aceste lucrări pe care le realizează în ultima vreme, Protcomul rivalizează cu cele mai frumoase lucrări din editurile și tipografiile, iată și reviste. Motiv pentru care nu avem de ce să nu le mulțumim. În ceea ce privește ideea aceasta de a scoate o suită de cărți dedicate centenarului Marii Uniri, nu pot decât să-mi exprim satisfacția că un grup de oameni tineri din Târgu Jiu și din Gorj au achesat la această idee. Și eu sper ca centenarul Marii Uniri să fie un început extrem de promițător și pentru alte centenare. Spre exemplu, eu o să propun în această toamnă Consiliului Județean, așa cum anul 2017 s-a numit anul Ecaterina Teodoroiu, o să propun un alt simbol al Gorjului pentru anul 2019. Se împlinesc pe 19 mai 2019, exact 100 de ani, de la moartea lui Nenea Dincă, a lui Dincă Spileru. Acest personaj uriaș pentru acest meleag, dintr-un motiv foarte simplu. El ne-a propulsat nu numai spiritual prin simplitatea cu care și-a promovat județul, ci ne-a propulsat în Europa și pe cale economică. Fiind cel care, așa cum știți, a mers la Londra și a prezentat petrolul și cărbunele de la Gorj. Și sunt convins că vom face lucruri frumoase împreună cu primăria și în legătură cu Dincă Schilem. Vreau să mulțumesc aici public Consiliului Local din Târgu Jiu, Comisiei Centenar, domnului viceprimar Adrian Tudor, care este tot timpul un suflet viu, în permanență este alături de noi, cei care iubim și care scriem istoria. Vreau să mulțumesc și celorlalți care ne acceptă cu discursuri așa de lungi. Mulțumesc mult!
mulțumesc, domnule profesor, întotdeauna faptul că ne-ați încurajat în proiectele pe care le-am propus la această comisie centenar, pentru noi a contat foarte mult și iată că și rezultatele nu au întârziat să apară. Dragii mei, în urmă cu aproape o jumătate de an, la birou m-a vizitat tânărul profesor de istorie, profesor de istorie la Peștișani și îl salut și pe domnul primar Cosmin Pigui, că astăzi suntem împreună aici. Timid, cu o modestie care îl caracterizează ca o carte de vizită, modestia domniei sale, m-a vizitat profesorul Gabriel Sarcină, care m-a făcut de la prima frază pe care a exprimat-o să cad pe scaun. Mi-a zis că a transliterat toate documentele aflate în arhivele județene legate de primul război mondial. De când s-a apucat de lucru, o să vă spună domnia sa. Mi-a spus că dânsul vrea să publice această lucrare, care avea posibilitatea să publice câteva exemplare. I-am întins mâna și am spus că ați venit unde trebuie. Voi propune Consiliului Local și Comisiei pe care o coordonez să edităm această lucrare. Am avut privilegiul de a citi în format electronic, poate dintre primii, ceea ce reușise să descopere în arhive domnul Gabriel Sarcină. Am ales câteva documente care rulează, este mai devreme, ați văzut exact un document prin care armata care a ocupat atunci județul Gorj, armata germană și armata austro-ungară stabilea inclusiv prețul ouălor și al produselor alimentare. Deci iată că putem spune că de fapt nemții au scumpit ouăle în România, dar a fost un problem la un trecut, ca să nu mai existe dubii. Dar mi-a tras atenția câteva documente care vorbeau despre administrarea orașului Târgu Jiu. Prin ordonanțe emise de către comandatura germană, cetățenii din municipiul Târgu Jiu erau obligați să-și facă curățenie la poartă, în curte, în casă, să-și muncească grădinile, inclusiv pe ale vecinilor, dar nu avea cine să le muncească, avea obligația să le muncească. O să găsiți în această carte aceste ordonanțe emise atunci de comandatura germană, că trebuiau să-și țină câinii legați, că riscau 100 de zile de pușcărie sau 1000 de lei amendă, dacă nu făceau acest lucru. Sunt multe documente pe care în Consiliul Local ar trebui să le canăm în discuție și în zilele noastre cu privire la modul în care ar trebui să ne organizăm pe raza municipiului Târgu Jiu. Faptul că au constatat că orașul nostru nu avea o groapă de gunoi și a fost una din primele ordonanțe în care am înființat o groapă de gunoi în oraș, spune multe în acel moment. Dar cu toate acestea, am reușit să le dăm o lecție atunci când mi s-a oferit ocazia, la 14 octombrie 1916. Nu dezvoltam cu această idee. Cred că fiecare dintre noi în această carte își va regăsi un străbun sau detalii despre locurile în care s-a născut, a trăit sau trăiește în acest moment. Cu voia dumneavoastră, în loc și invit la microfon pe autorul cărții, profesorul de istorie, Gabriel Sarcină. Bună ziua! Vă mulțumesc, să știți că am emoții. Prima mea prezentare de carte, încerc să trec peste ele. Venea mult mai ușor dacă vorbeam din picioare. Asta facă fiecare zi. Vreau să vă mulțumesc pentru aprecieri, domnule viceprimar. De asemenea, domnul vicepreședinte,
problemele care le țin, mai ales dânsul cu... autoritatea dânsului din domeniu, pentru mine, fiind la început de drum, era foarte important să am o astfel de legitimitate. Pentru ceea ce mi-am propus eu să fac în următoarele decenii, mă refer la cercetare, pentru mine contează foarte mult. Câteva cuvinte despre acest prim volum. Sunt 967 de documente, ordonate cronologic, zi, lună, an. Desigur, nu toate au ziua, data și luna. Unele au luna sau unele au doar anul. Și acolo se văd diferențele. A trebuit să mă gândesc cum să le ordonez. Au fost... chiar am avut discuții cu colegii, cu prietenii mei de la arhive. Au fost documente, mai multe documente din aceeași zi. Care era primul care trebuia să primeze. Dar până la urmă eu cred că am reușit să le dau de cap și cred că ai și ceva acceptabil. Din cele 967 de documente, cam 673 dintre ele acoperă perioada în care țara noastră a fost efectiv implicată în război. 15 august 1916, 11 noiembrie 1918. Totuși, la început, primul document anticipează acest interval de timp. De ce? M-a frapat acest lucru. De 2 ani începuse războiul și primăria Târgu Jiu face un apel către Târgu Jieni pentru dotarea cu echipament, cu haine, cu îmbrăcăminte, cu lejerie pentru soldați. M-a frapat acest lucru. Dacă veșnic suntem nepregătiți. Dar tocmai de acesta vreau să spun, să învățăm din, sau să evităm greșelile trecutului. Am reușit să identific și 72 de documente care fac referire la Victor Popescu, învățătorul de la Valea Coapă. Sigur o să mai fie și în volumele care urmează, o să mai apare astfel de documente. De ce am dorit să fac această lucrare, vă spun sincer, și nu vreau să minimalizez niciun caz, nici măcar un micron, efortul soldaților, militarilor, ofițerilor care au luptat în război pe front, în niciun caz. Pe mine m-a interesat să aflu sau să scot în evidență și suferințele celor care au rămas acasă, teritoriul ocupat. Oricum ei sufereau, ținând cont că la fiecare familie, tatăl, nu a fost mobilizat în război. Da. Acum sper să ajungă la cât mai mult dintre dumneavoastră, acele instituții, au făcut apel. Eu m-aș bucura. Sper să fie utilă nu numai publicului larg, dar și cercetătorilor. Până la urmă, cum fostul meu profesor de la facultate, domnul Sorin Radu, prefața acolo, îmi ura să fiu citit și citat. Și mă spun sincer că aș dori acest lucru, de ce nu? Da? O să am acesta, probabil. O să evităm și volumul 2, da? Undeva la 70-80% cam este aranjat. Și rămâne volumul 3, probabil, sau cel mai probabil, anul care urmează. Da. Nu vreau să intru prea mult în amănunte. În schimb, vreau și aici vreau să vă rețin puțin. Țin foarte mult la acest lucru. Să mulțumesc tuturor celor care, mai mult sau mai puțin, au contribuit la apariția acestui prim volum. Și o spun fără modestie, deși m-am pus în mâț, nu este doar meritul meu. Nu. Și vreau să încep prima dată cu colegii și prietenii mei, acum, așa cum le spun eu, de la ATB. Doamna director Cristina Vasilu este prezentă, domnul Bobeanu,
să facem. Să știți că acolo avem tezauri incomensurabile la arhive. Nu știu dacă este apreciat așa cum trebuie. Eu mi-aș dori, să câștig un premiu mare la loc și să reușesc să vă fac o donație, să digitalizați tot ce aveți acolo. Fi ceva extraordinar. Da? Deci vă mulțumesc enorm. Știu că n-a fost ușor, dar eu zic că ai și ceva frumos și mie. Da? De asemenea, din intermediul domnului viceprimar, am cunoscut pe domnul Toma Felici, cred că este în sala aici. Maestre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile gratuite pe care ați binevoit să le acordați. Iar promisiunea mea este că o să țin cont în continuare de ele. Și fără nicio problemă. Vă mulțumesc. De asemenea, la editura acolo la Maiasca este un domn care nu apare, de pe copel, dar acolo, domnul Dan Beanu, dânsul aranjează pagina și vreau să le mulțumesc și dânsului pentru ceea ce a făcut. De asemenea, colegilor de la Societatea de Științe Istorice, da, care au discutat mereu, vreau să le mulțumesc, da? Două doamne profesoare, numai din care nu este prezentă decât una, doamna Alina Cubeanu și doamna Diana Fundașu, m-au ajutat cu traducerea rezumată cu documentele în limba engleză și vreau să le mulțumesc și pe această cale. Da, mi-am adus aminte, era să uit, un fost elev de-al meu m-a ajutat cu acele anexe de la sfârșit, sigur, a trei scanate, trei aranjate cu tehnologia aceasta informatică, nu chiar, cel puțin, eu nu prea, nu excelez așa. Da. Și, da, vreau să mulțumesc special domnului viceprimar Adrian Tudor, da, și eu am fost impresionat la prima întâlnire, dar eu nu o să spun ce mi-a spus atunci. Dânsul este mai virusat de virusul, de microbul istoriei decât mine. Cine ajunge în birou la dânsul poate să confirme, poate să vadă aceste lucruri și fără dumneavoastră nu știu dacă reușeam să, cel puțin în aceste condiții, nu. Au fost discuții nenumărate, inclusiv cu formatul, coperta, ce să mai zic? Un susținător, în sensul că, domnule viceprimar, eu vreau să vă mulțumesc eu personal, dar vreau să vă mulțumesc și numele tuturor românilor de bună credință care apar în acest prim volum, deși dacă se poate acel lucru la 100 de ani, pentru că nu reușeam să scoată în acest lucru. S-a suferit mult în primul război mondial, trebuie să acceptăm aceste lucruri, nu ne băcărim în niciun caz, cu modestie, cu capul pe mâini și cu multă muncă vom rezolva, fără orice poate. Da. Sper să ne întâlnim și la lansarea următoarelor volume. Mulțumesc și elevilor, ei sunt de la un colegiu de top din județ și știu că sunt pasionați de istorie. Mai întâlnesc unii dintre ei de la Olimpiade, la concursuri. Dar mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc foarte mult! Centenarul va ține până în 2023. A reușit să stabilească
Moartea, probabil cel mai reprezentativ aviator român din primul război mondial, este vorba de Vasile Crai, născut în Novacii Gorjului, crescut în Târgu Jiu până la vârsta de aproximativ 10 ani. Este cel care coboară primul avion german în Marele Război, în 1917, care avionul părăsește această lume și trupul său, în 1928, este adus acasă la Târgu Jiu, cimitirul de onoare. Nu mai are astăzi nici măcar o cruce la căpătâi. Știm doar că a fost înmormântat în Veșenică Sadoveanu. Știm doar că a fost înmormântat în partea de nord-est a cimitirului de onoare. Dar cu sprijinul a domnului comandor Antonescu, comandor garnizonului Târgu Jiu, în acest an Vasile Crai va avea un monument funerar în cimitirul de Roma. Vă mulțumesc, domnule comandant, pentru sprijin și fac o paranteză legată de un alt proiect drag nou. Ați văzut pe ecran la un moment dat apare o fotografie cu o cruce impresionantă. Acea cruce a fost ridicată de armata germană, cei care au și făcut, au construit cimitirul de onoare, cu un mesaj în română și germană, adus de Italia, atunci se numărează imaginea, și care a dispărut ulterior. Cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, prin garnizoana Târgu Jiu, vom reface această cruce, care va deveni cu siguranță un monument în cimitirul de onoare, acolo unde și-a avut. Vasile Crai, revin, cartea va fi editată în curând. Este o lucrare a domnului Ivan Antoniu, cel care a scris și despre Buia, despre Vlaicu, despre istoria aviației române în cele două războaie mondiale. Cred că a fost numai voia lui Dumnezeu să ajung să-l cunosc pe acest om. N-auzise nimic despre România sa. Când l-am abordat, o să-l cunoașteți în curând la Târgu Jiu, astăzi împlinește 75 de ani domnia sa, de asta nu este astăzi alături de noi la București. Când l-am sunat, mi-a spus că are o arhivă impresionantă despre Vasile Crai. Prima dată a fost sceptic, am văzut că cineva are chef de glume, dar am văzut manuscrisul săptămâna trecută, inclusiv niște desene în tuș, portrete ale lui Vasile Crai, care vor fi refăcute, sper să mă ajute domnul Haideu să le facem la bună calitate. Mergem mai departe cu o altă lucrare pe care dorim a o reedita, pentru că este prima lucrare apărută după Marele Război, scrisă de un borjean al nostru, Ion Isac, învățătorul Ion Isac din Coșoceni, care a fost și deputat în Parlamentul României, zile de spuciu și glorie în luptele de la Jiu, este titlul lucrării. Am avut o discuție cu băiatul domniei sale, care trăiește la Pitești și care ne-a oferit de data acordul de a reedita această lucrare cu informații în plus, inclusiv cu un punct de vedere al marelui Nicolae Iorga despre această carte. Se va regăsi în carte ceea ce dedicați aceasta lui Nicolae Iorga pentru Ion Isac. Mă bucură faptul că am alături și avem alături pe deputatul economist, domnul Cani Popen de la Nelești, căruia îi mulțumesc pentru faptul că în urmă cu două săptămâni mi-a adus un jurnal, este vorba de jurnalul personal al tascălui Petre Popeancă, un erou al primului război mondial, pe care ne dorim de asemenea să îl edităm în perioada următoare și cu fotografii din arhiva familiei. Dânsul tascălui Petre Popeancă a fost rănit în defileul Jiului chiar în primele zile de război. Monumente inclinate eroilor din județul Cluj. Este o lucrare pe care
tipărim o lucrare și în acest sens. Domnul profesor Dan Cupăță, alături de noi, a propus o lucrare legată de viața lui Nenea Victor, cum îi place domnii sale să spună, adică lui Victor Popescu. Pe ecran, la un moment dat, apare o fotografie, o vedeți în premieră, cu Victor Popescu îmbrăcat în cerșetor, când a fost extras în 1918 la Iași, a fost trecut linia frontului. Este inedită dedicația de pe spatele acestei fotografii, care apare pentru prima dată. Iată, este semnată de domnul Smântâneanu, care era directorul Siguranței Statului. Fapt care ne duce la ideea că Victor Popescu, în cei doi ani, talentat cu acea trupă de comandă, cum se numește în zilele noastre, salutător de gherilă, a fost susținut de Siguranța Statului în permanență, a avut sprijinul și suportul necesar oferit de Siguranța Statului. Este o informație inedită pentru cei care au cercetat despre Victor Popescu. Memoriile lui Grigore Popescu. Grigore Popescu fiind copilul de 13 ani care a venit în Târgu Jiu și a anunțat autoritățile locale, cetățenii, dar în special pe comisarul Copilian, că nemții se îndreaptă spre oraș în ziua de 14 octombrie. O lucrare, de asemenea, pe care ne dorim a o edita, este vorba de o lucrare a domnului profesor Onel Ciorocu, legată de viața și activitatea dascărilor Orjeni în primul război mondial. Și, de asemenea, epopeea Jiului a domnului Octavian Umeanu, ne dorim să o reedităm, cu toate declarațiile celor care au participat la podul Jiului, vine în memorie declarația domnului general Titus Gârbea, al lui Popilian și a altora care am votat atunci. Am luat legătura, l-am găsit pe băiatul domniei sale, trăiește la Pitești, tot la Pitești, și ne-a dat acordul ca să reedităm și această lucrare. Sunt proiectele pe care le avem în acest moment, pregătite pentru a începe la editură și pentru prezentarea cărora și lansarea cărora cu siguranță de vom întâlni. Comisia Centenară susține de asemenea, printr-un program aprobat de Consiliul Local, înființarea Muzeului Trepilor din Lăuntru, adică al Muzeului Administrarea Afacerilor Interne în zilele noastre, având în vedere faptul că aici, de la Litovoi, Tudor Vladimirescu, Popilian, de câte figuri emblematice avem, a căror activitate o putem reda în acest muzeu, un proiect propus de domnul cel care prezent, Constantin Coniță. Spuneam despre crucea din cimitirul de onoare care trebuie să apară, despre un proiect, o revistă de benzi desenate care să ajungă la copii din municipiul Târgu Jiu cu poveștile eroilor din județul Gorj, cu Caterina, cu Popilian, cu rutele la Podul Jiului, cu Vasile Craiu. Și cred că cel mai important proiect la care eu țin foarte mult Consiliul Local să desemneze ziua de 14 octombrie, zi de sărbătoare locală. Prima ședință în acest sens, în acest an, pe 14 octombrie, pe ordinea de zi, să se regăsească propuneri ca acești eroi să aibă o stradă în care Târgu Jiu, ca Popilian, Vasile Craiu, generalul Rasovician, să fie cetățeni de onoare ai municipiului Târgu Jiu și, bineînțeles, că așteptăm propuneri din partea dumneavoastră legate și de
alte inițiative pe care le putem susține în Consiliul Local alte proiecte de hotărâri. Înainte de a viziona filmul despre comisarul Bobinian, închei prin a vă ruga din nou să urmăriți aceste documente și ne-am spune de fapt care este documentul care pe mine m-a impresionat cel mai mult. Este vorba despre un document, un proces verbal, unde apare numele unei doamne domnișoare învățătoare, Suzeta Istescu, era voluntar sanitar în spitalele din Târgu Jiu. Militarii dăduseră spre a păstra această învățătoare bunurile, banii și actele. S-a spart frontul, au evacuat și au evacuat spitalele de preaza județului Goș, de Târgu Jiu. Și doamna Suzeta Istescu vine la prefectul județului și pe bază de proces verbal predă toate aceste bunuri pentru a le trimite posesorilor lor. Și nu erau doar români pe acea listă, erau și maghiari, erau și austrieci, erau și nemți. De ce am vrut să vă povestesc acest lucru? Este un gest mic, dar cred că gesturile acestea mici au reușit a face România mare. Vă mulțumesc pentru participare și vă invit să anul 1918, mareșalul francez Henri Mathias Bertrand a declarat la Iași: victoria română de la Mărăști și Mărășești n-a fost decât rezultanta apărării orașului Târgu Jiu la podul de la marginea grădinii. Rezistență care a îngrădit armatei germane în ofensivă posibilitatea de a tăia retragerea armatei române. Este vorba de bătălia de la podul Jiului, care s-a derulat în spatele acțiunilor militare românești, aici la podul Jiului, unde rezistența populației civile a fost una ieșită din comun. Sub directa îndrumare a comisarului Ion Popilian, populația din diferite structuri sociale, ne referim aici la tineri, ne referim la bătrâni, femei, bărbați, rezerviști, invalizi, răniți și așa mai departe, au stânjenit pentru câteva zile pătrunderea armatelor germane. Fără a intra în amănunte, este foarte clar că aici, la podul Jiului, s-a săvârșit una din minunile primului război mondial. Și anume, o armată disciplinată, o armată bine pusă la punct, este oprită de elanul popular al târgujienilor. În dimineața zilei de 14 octombrie 1916, copilul Grigore Popescu, de 13 ani din Vălari, este trimis călare de părinți la Târgu Jiu să anunțe că nemții se îndreaptă spre oraș și să se găzduiască la niște cunoștințe. Iată ce relatează în memoriile sale. La intrarea în oraș, mă întâlnesc cu tinichigiu Herman Solomon, căruia îi spun că nemții se apropie de oraș. Tinichigiu mă conduce la sediul poliției, unde am intrat în biroul comisarului Popilian, căruia i-am expus ce se întâmplă. Comisarul a telefonat la Vălari, iar omul de serviciu de acolo, Mitru Udroiu, i-a comunicat că soldații români din zonă au fost luați prizonieri și circa 200-300 de germani merg în jos, încolonați, și se crede că se îndreaptă către Târgu Jiu. Era ora 10-11 dimineața. Comisarul Popilian, fiind edificat asupra intenției și forțelor inamicului, și-a făcut probabil în mod spontan
un plan de rezistență destul de riscant. A dat alarma să se adune toți gardienii poliției. Eu așteptam să fiu eliberat, dar el, văzând intenția mea, m-a rugat politicos să iau parte la acțiunea ce va urma. A dat dispoziție sergenților ca imediat să aducă pe oricine întâlnesc. Viitorul general Titus Gârbea, sublocotenent în 1916, relatează în lucrarea lui Octavian Ungureanu epopeea Jiul. Am ajuns dimineața în oraș la cazarma regimentului 5 Artilerie, unde era multă forfotă deoarece sosise dinspre podul Jiului un număr de oameni, mai ales băiețandrii care cereau arme, muniție și hrană pentru milițienii de la pod care făceau de gardă, deoarece atacă nemții dinspre malul drept al Jiului. Ajungând în zona, am înțeles care era situația. Inamicul coboruse pe malul drept al Jiului și se apropia de pod, cu intenția de a-l trece și de a ocupa orașul. Acesta era slab apărat de rezerviștii bătrâni și polițiști înșirați de-a lungul digului, care îi proteja de focul germanilor. Soldații și milițienii erau sprijiniți de populație. Un număr mare de civili, dispunând de arme de vânătoare, erau înșiruiți de-a lungul râului. Animatorul apărării era comisarul de poliție Popilian, într-o uniformă impresionantă cu chipiu și galon aurit. În anul 1933, jurnalistul Ion Tic publică în săptămânalul Ilustrațiunea Română un reportaj în 9 episoade pe urmele eroilor realizat la Târgu Jiu. Jurnalistul discută cu participanții ai luptelor de la podul Jiului, cu mama și sora Ecaterinei Teodoroiu, și are marele merit de a lua un interviu și fostului comisar de poliție Ioan C. Popilian, probabil singurul interviu pe care l-a acordat eroul. Reportajul conține și o serie de fotografii realizate în același an ale reconstituirii luptei de la podul Jiului. Întâlnirea celor doi are loc chiar în grădina publică, lângă podul apărat de comisar. De la început, jurnalistul remarcă faptul că la 54 de ani, Popilian este un om sprinten și are o agerime caracteristică gorjenilor. Din ochii lui negri scânteiază și astăzi acele văpăi de foc când povestește de faptele mărețe trecute azi în istoria neamului. Modest, ca mai toți oamenii care au săvârșit fapte mari, Popilian se simte fericit când cineva, în vălmășugul nimicurilor de toată ziua, se mai gândește și la vremurile de odinioară. La întrebările jurnalistului, eroul descrie în amănunt cum s-au desfășurat luptele de la podul Jiului. Este adevărat că dumneata ai luptat în uniformă de comisar și că nemții te-au luat drept general? Adevărat. Cel puțin așa au declarat prizonierii făcuți în aceea zi. Ceva mai mult, nemții au crezut că podul este apărat de importante trupe, serviciul lor de recunoaștere luând digul drept fortificație. Dar ceea ce este și mai interesant e faptul că noi, neavând arme Mannlicher, ci arme model 79, vechi, care produc descărcări puternice, nemții fiind la începutul războiului pe frontul nostru, au crezut că e vorba de o invenție nouă. De aceea, în rapoartele lor, care s-au găsit la prizonierii acestei arme, erau botezate tunuri de mână. Este adevărat că se pusese un premiu în mărci de aur pe capul dumneatale pentru a te aduce viu sau mort? Era și firesc. Rezistența noastră de la pod, pe lângă paguba morților, prizonierilor și materialului capturat, a permis trupelor noastre să se scurgă prin Filiaș spre Craiova. De altfel, puhoiul nemțesc cobora vijelios pe mai multe căi deodată, având ca punct de întâlnire Târgu Jiu. Începuse evacuarea. Mai întâi spitalele, apoi autoritățile, funcționarii, în urmă parte din cetățenii. Tunurile bubuiau tot mai aproape. Trecuse de mult lungul convoi al satelor de munte, în acea sfâșitoare tristețe pe care numai noi am putut-o vedea. Ce puteam face cu o mână de oameni în fața unor trupe regulate și înarmate până în dinți? Între timp, civilii pe care îi întâlnisem în cale păreau îmbărbătați de hotărârea noastră de a ne opune cu armele la pod. Panica de la început se transformase ca prin farmec în entuziasm, până și copiii cereau să meargă la pod. Lângă pod, spectacolul era mișcător. Alături de milițieni, femeile și copiii îngroșaseră rândurile. Nimeni nu mai putea stăpâni leii și leoaicele îndârjite care își vedeau cuiburile pângărite. Cine ar putea oare zugrăvi măcar pe departe
acea însuflețire fără pereche în rândurile unor oameni care știau bine că vor cădea striviți sub puhoiul german. Înfierbântat ca și ceilalți, reintru în rândurile de trăgători. Un cercetat sanitar care trăsese până atunci lăsă arma să panseze un rănit. Prinse-i și eu să trag. Trăgeam cu nădejde. Nemții se apropiau de malul Jiului. Copiii pe brânci ne aprovizionau cu cartușe. Câțiva dintre ai noștri căzuseră răpuși de gloanțe. Cartușele sunt pe isprăvite. Apărarea în asemenea condiții părea o nebunie, dar nebunia noastră ține încă în respect regimentele nemțești care se răsfiraseră pe întreg câmpul de lângă mal. Puștile noastre model 79 fac un zgomot asurzitor neobișnuit. Zăvoiul amplifică zgomotul. De aceea nemții mai cred încă în întăriturile noastre de la pod. Cu siguranță apărarea noastră sulzește trupelor noastre. De aceea va trebui să murim până la unul. Atunci am înțeles și mai bine că rezistența noastră, un pumn de oameni, nu mai era un simplu act de curaj civic. Focurile noastre întârziau apropierea inamicului. Dar ca pe la ceasurile două după amiază, observ un grup de soldați nemți care încercau să așeze la capătul podului o mitralieră. Am aruncat pelerina, am scos sabia și strigând ca la un adevărat atac, "Ura! Înainte, copii!" M-am năpustit pe pod spre grupul de soldați care veneau spre noi. Ne întâmpină o ploaie de gloanțe. Pe la jumătatea podului, câțiva căzură. Un glonț mă lovi la cap și un altul la picior. În învălmășagul luptei nu simți nici gloanțele, nici durerea. Doar șiroaiele de sânge cât îmi arătau că plătisem pe loc tributul de sânge. Îndrăjit peste măsură, continuai atacul, ceea ce i-a determinat pe nemți să o ia la fugă. Mitraliera dispăruse înainte de a fi pusă în funcțiune la capul de pod. Îndrăzneala noastră provocase în rândurile inamice un început de panică. Ceva mai târziu, o companie din regimentul Dolj ne veni în ajutor. Era armata regulată, care organiză apărarea după toate regulile militare. Grigore Popescu mai relatează în memoriile sale. După încetarea ostilităților, germanii au lăsat în urma lor 9 morți și 10 răniți care au fost transportați la spitalul militar din localul gimnaziului Tudor Vladimirescu. Bunicul meu, învățătorul Grigore Popescu din Curpen, a fost un participant la luptele de la podul Jiului din 1916. A venit la Târgu Jiu, s-a oprit la o cârciumă care era pe colțul străzii Meteor de acum. Oamenii nu l-au crezut. Când le-a spus că s-a spart frontul, și a venit prin centru și în centru a găsit altă înțelegere. Când a spus, probabil au apărut și alte surse și alte... Și comisarul Popilian a înțeles despre ce e vorba și când a, fiind un organizator, a și organizat cu forțe locale ce a găsit prin zonă, a luat oamenii din piață care era unde este zona hotelului Brâncuș acum, a adunat toți și a pus care armament, muniție, care știau să tragă cu arma, i-au organizat să întâmpine rezistență. În singurul loc greu de trecut, care era Jiu fiind mare, singura posibilitate pentru armatele germane erau să treacă pe pod. Polițistul Ioan C. Popilian și-a lăsat deoparte sarcina lui principală de serviciu, care o constituia asigurarea ordinii publice în oraș, și-a găsit de cuvință să încerce să oprească puhoiul care amenința să intre în oraș. Și atunci a mobilizat milițienii pe care îi avea în subordine, copiii, bătrânii, și a ținut piept armatelor germane. Dar cine a fost acest Ioan C. Popilian? Am descoperit dosarul personal. La datele de stare civilă putem citi că s-a născut în anul 1879, luna decembrie, ziua 6, în Turcenii de Sus,
județul Gorj, căsătorit în 1908, octombrie 13, cu Victoria Făcea, iar ca studii, 3 clase de liceu cu certificatul liceului Carol I din Craiova. Se menționează că este cunoscător a 2 limbi străine, limba franceză, în principal, și puțin limba rusă. A făcut serviciul militar la Arma Geniului, este de religie creștin-ortodox și sunt menționate în continuare decorațiile și medaliile pe care, care i-au fost atribuite de-a lungul timpului. Avântul țării în 1913, virtutea militară, crucea comemorativă a războiului 1916-1919 cu bareta Jiul, bărbăție și credință de 2 ori cu panglica Sfântul Stanislav. În continuare este prezentat traseul profesional al polițistului Ioan C. Popilian. Și aici găsim că în aprilie 1900 era șef de arest la poliția, la prefectura poliției Craiova, iar după aceea între 1908 și 1921 subcomisar la poliția din Târgu Jiu. În continuare a avut o perioadă scurtă de când a funcționat ca polițist la Soroca și a revenit în 1921 ca director al poliției din Târgu Jiu. Sunt mândru să fac parte din instituția gorjeană care a avut în rândurile sale pe comisarul Popilian și Vasile Lascăr. Faptele de eroism ale comisarului Popilian sunt definitorii pentru spiritul fiecărui polițist român. A descins din familia Vladimirilor. Și în, după Revoluție, după lui Tudor, ai noștri au venit în turceni. De mic îmi povestea mama despre erou de la Podul Jiului și tot ce am aflat de la ea și din ziarele care mi le-a arătat, am observat că, într-adevăr, a realizat un mare lucru în Gorj. În data de 17 ianuarie 1938, menajera familiei Popilian anunță la primăria municipiului Târgu Jiu că eroul, comisarul Popilian, a trecut în neființă. A doua zi, în 18 ianuarie, are loc înmormântarea. Personalității ale orașului țin discursuri la mormântul lui Ion C. Popilian. Dar există un regret exprimat de presa vremii că autoritățile locale nu au declarat acea zi, zi de doliu local. Și de asemenea că eroul nostru, comisarul Popilian, nu a fost înhumat în cimitirul de onoare, în cimitirul eroilor al orașului Târgu Jiu. Căci dacă nici comisarul Popilian nu a fost erou, atunci cine? În 1933, majestatea sa, Carol al II-lea, conferă municipiului Târgu Jiu virtutea militară de război, clasa 1, pentru curajul de care au dat dovadă cetățenii acestui oraș, niște copii, femei, bătrâni, cercetași, sub coordonarea directă a bravului comisar Ioan C. Popilian. Atunci au apărat acest pod. Astăzi, noi urmașilor, spunem cu mândrie că purtăm în piept virtutea militară de război.